Suntem aici pentru comemorarea eroilor căzuți pe câmpul de luptă din raionul Cantemir, pentru apărarea independenței și integrității Republicii Moldova. La acest eveniment marcant, astăzi sunt prezenți președintele raionului Cantemir, domnul Andrei Ciobanu, vicepreședinții raionului Cantemir, domnul Ion Dimcea și domnul Anatolie Bazilevici, viceprimar a orașului Cantemir, domnul Gheorghe Peiu, șef al Inspectoratului de Poliție Cantemir, comisar șef, domnul Andrei Sârbu, președintele Organizației Naționale a Veteranilor din Războiul de pe Nistru, domnul Sergiu Cervinski, vicepreședintele Organizației Veteranilor din Războiul din Afganistan, domnul Constantin Racoviță, șef secție administrativ-militară, locotenent major, domnul Vasile Parfeni. Rog să onorăm imnul și drapelul de stat al Republicii Moldova. Bisericii Sfântul Dumitru din orașul Cantemir va oficializa slujba de pomenire a eroilor căzuți pe câmpul de luptă. Deci, stimați concetățeni și dragi concetățeni, deci, Doamne, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururile și în vecii vecilor, amin, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duci pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururile și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile drepților celor ce s-au săvârșit, odihnește sufletele robilor Tăi, Mântuitorule, păzindu-i pe dânsi într-o viață cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni. Pentru odihna Ta, Doamne, unde toți sfinții Tăi se odihnesc, odihnește și sufletele robilor Tăi, că însuțești iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Păi Dumnezeu care Te-ai pogorât la iad și ai dezlegat durerile celor ferecați, însuși și sufletele robilor Tăi le odihnește. Și acum și pururile și în vecii vecilor, amin, una curată și prea nevinovată fecioară, ceea ce ai născut pe Dumnezeu mai pe sus de fire, pe acela roagă să mântuiască sufletele robilor Săi. Miluiește-i pe noi, Dumnezeule, după mare milă Ta rugămâne, se auzi și miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru odihna sufletului eroilor neamului nostru care au căzut pentru independența acestei părți de pământ, Pantelimon Alexei, Ștefan Andrei, Iure, Nichifor, Valeriu, Gheorghe, Grigore, Dumitru, Michael, Grigore, Gheorghe, Ioan, pentru ca să-i ierte lor toată greșeala cea de voie și a fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Mila lui Dumnezeu și împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeu nostru cerem. Doamne, Doamne, miluiește!
Dumnezeul Duhului și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavolul ai surpat și de reviață lumii tale în sus, Doamne, odihnește sufletele adormiților Tăi care au căzut pentru independența acestei toți de pământ. Pantelimon Alexei, Ștefan Andrei, Iurei Nichifor Valeriu, Gheorghe Grigore, Dumitru Michael Grigore, Gheorghe Ioan. În loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit durerea, întristarea și suspinarea și toată greșeala ce au făcut ei, cu cuvântul sau cu lucru sau cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, Dumnezeu iartă, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și nu greșească, numai țin greșe fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în viață și cu întotdeauna adevărul că Tu ești în vire și viață și odihna sufletul adormiților pe Tăi, Pantelimon Alexei, Ștefan Andrei, Iure, Nichifor Valeriu, Gheorghe Grigore, Dumitru Mihail Grigore, Gheorghe Ioan, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă, lăuțăm împreună și Celui Părinte și pe al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin, într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, care au căzut pentru independența țării noastre, Pantelimon Alexei, Ștefan Andrei, Iure, Nichifor, Valeriu, Gheorghe, Grigore, Dumitru Mihail, Grigore, Gheorghe, Ioan și celorlalți. Și lepălor veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Deci Dumnezeu să ierte, stăi să-i pomenim. Trecere în memoria eroilor căzuți pe câmpul de luptă. Mulțumim. Au trecut 27 de ani a celor căzuți în războiul armat pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Au trecut 27 de ani de când fiii neamului nostru și-au jertfit viața și tinerețea pentru plaiul natal, pentru pământul dăruit de Dumnezeu. Cuvânt se oferă președintelui Raionului Cantemir, domnul Andrei Ciobanu. Stimați participanți la războiul din Transnistria, anume așa, după mine, participanți la război, deoarece se tratează în diferit mod. Dar acei care, voi, cetățeni pașnici, ați fost nevoiți să înlocuiți instrumentele, aparatajul, tehnica agricolă, să zicem, de pe câmpuri, cu automatul, v-ați făcut datoria de cetățean, de locuitor, de om a pământului dat, a palmii acestei de pământ. Și conștient ați mers la aceea ca să apărați această palmă de pământ. Deoarece războiul s-a început nu în 92. Războiul era pregătit de mai înainte, deoarece dumneavoastră ați fost și ați ținut piept la o armată de circa 20.000 de postași bine pregătiți, de circa 7.000 de ostași din armata 14, dotată cu cea mai performantă tehnică. Și iată, bravii noștri băieți au ținut piept și astăzi pot să se mândrească cu aceea și pot să transmită copiilor, nepoților, că au înfăptuit o faptă eroică, într-adevăr. Cu părere de rău,
circa 300 de ei și-au dat viața pentru aceasta. Noi ne rămâne să-i ținem în amintirea noastră. Dumneavoastră să transmiteți generațiilor următoare despre acel calvar prin care ați trecut dumneavoastră. Dumnezeu să-i odihnească și veșnică lor pomenire. Vă mulțumesc pentru atât. Vă mulțumim, domnule președinte. Avem onoarea de a avea printre noi pe mai mulți combatanți și rudele celor căzuți pe câmpul de luptă din raionul Cantemir, care au luptat pentru independența și integritatea țării. Acest război a fost unul sângeros, dureros, unde și-au pierdut viața frații, tații și rudele noastre. Cuvânt se oferă șeful Inspectoratului de Poliție Cantemir, comisar șef, domnul Andrei Sârbu. Bună ziua, bună ziua, domnule președinte, bună ziua eroi ai neamului, eroi ai integrității Republicii Moldova, bună ziua, stimați locuitori ai raionului Cantemir. 27 de ani a avut un ecou, un tabu asupra statului Republica Moldova, un ecou care și astăzi este viu, un ecou care ați simțit-o și am simțit-o toți în sufletele noastre pentru apărarea integrității Republicii Moldova, fie ai neamului care au plecat pe front în floarea vârstei și nu s-au mai întors înapoi și au dat cel mai scump și mai prețios dar al luminirii, viața, pentru noi, pentru ca noi să trăim și statul Republica Moldova să existe. Au rămas copii fără tați, familii dezvinate și tot asta pentru a exista acest neam cu dublă ascensiune, romano-dacică, pentru ca noi, la ziua de astăzi, să avem pace. Astăzi ne-am adunat cu toții aici de a-i comemora, de a vă mulțumi și de a ne înclina în fața dumneavoastră și de a vă mulțumi din tot sufletul pentru acest eroism, pentru faptul că ați dezvoltat valorile naționale, ați dezvoltat în primul rând patriotismul în tânăra generație și să dea Dumnezeu ca ani înainte pentru veșnicie statul Republica Moldova să se bucure de pace. Vă mulțumim mult! Anul 1992 rămâne atât în amintirea noastră, cât și pentru generația tânără, că eroii nu mor niciodată. Au trecut mulți ani ai anilor de urgie, prin care au trecut părinții noștri și ecoul lui și acum mai este viu. Vor trece ani, vor trece cu duiumul, dar nu vor uita niciodată acele zile și acele drumuri întipărite în inimă și în gând. Cuvânt se oferă președintele Uniunii Naționale a Veteranilor de Război de pe Nistru, domnul Sergiu Cervinski. Onorată asistență, 2 martie este ziua comemorării celor căzuți pe câmpul de luptă pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Au trecut 27 de ani, parcă mai ieri. Eram tineri, plini de energie, gata să ne apărăm țara. Dumnezeu este mare și știe tot. Noi acel război nu l-am dorit. Au fost persoane interesate, interesul cărora a dus la pierderea sute de vieți omenești. Dar, cu părere de rău, istoria nu poate fi schimbată. Deja, cu părere de rău, timpul nu poate fi schimbat. Trecutul deja este istorie. Tot mai des și mai des sunt invitat la ceremonii de mormântare a camaraților de arme. Cu părere de rău,
timpul și boala nu iartă pe nimeni. Suntem în Cantemir în jurul la 800 de veterani. Nu de mult am făcut o ședință cu consilierii veteranilor de Răunul Cantemir și am luat hotărârea să înmânăm la Consiliul Raional și persoane referitor la un ajutor material. A fost foarte greu să decidem, avem foarte mulți tântuiți la pat, fără picioare, bolnavi și am selectat în principiu 17 veterani. În timpul când perfectam actele să le prezint, doi deja decedase. Stimați veterani, nu vă grăbiți să trăiți. Viața este frumoasă, mai avem încă multe lucruri frumoase de realizat. În final, vreau să vă doresc pace în sufletul dumneavoastră, pace în casele dumneavoastră, pace în țară, pace în lume. Celor vii, multă, multă sănătate, mulți ani frumoși, sănătoși, plin de viață. Celor care au decedat, Dumnezeu să ierte, să trăim și să-i pomenim. Războiul a lăsat o rană deschisă în sufletele celor care au trăit acele clipe de groază pe propria piele, în inimile membrilor familiilor celor căzuți și în memoria concetățenilor. Cuvânt se oferă comandantului Unității Infanterie Monitorizată, numărul 6, domnul Dumitru Guci. Stimați veterani, onorată asistență, astăzi, într-adevăr, este o zi însemnată, o zi dureroasă pentru noi, fiindcă se împlinește 27 de ani de când s-a început războiul. Războiul de la Nistru, care a dus multe dureri în sufletele noastre. Au murit 348, pe atunci se spunea așa 348, acum spun că 380 de combatanți, de eroi din rândurile noastre. Din Cantemir au murit pe front 15 soldați de-a noștri. A fi putut mai mult, să fie mai mare durerea între noi, dar datorită comandanților noștri supremi, care ofițeri cu plină bagaj de experiență de luptă, ca generalul Petrică, ca colonelul de brigadă Gorgan, colonelul de brigadă Pașcheviç, colonelul Moțman, colonelul Tălâmbuță, datorită lor noi am rămas vii și cu părere de rău, dacă îmi permiteți să cinstim memoria lor cu minute de reculegere. Mulțumim mult! Stimați veterani, eu sincer vă doresc multă, multă sănătate, să păstrați sănătatea și ca la anul să dăi Dumnezeu să ne întâlnim toți. Vă mulțumim! Dorim să menționăm că prin decizia Consiliului Raional Cantemir au fost alocate ajutoare materiale a câte 1000 de lei pentru 15 participanți în războiul de pe Nistru, conform listei prezentate de către președintele Organizației Naționale a Veteranilor de Războiul de pe Nistru, domnul Sergiu Cervinski.
a sluji patriei, patriotism, datorie, jertfire de sine, pentru veteranii războiului nu-s doar cuvinte frumoase, termeni din manuale. Sunt lucruri sfinte pentru care își dădeau viața. Cuvânt se oferă vicepreședintelui Organizației Veteranilor de Războiul din Afganistan, domnul Constantin Racoviță. Domnul președinte, estimați veterani, camarazi, onorată asistență, astăzi este o zi de comemorare a eroilor căzuți în războiul de la Nistru, din primăvara, vara anului 92, pentru integritatea Republicii Moldova. O putere mare, o țară mare, a făcut tot posibilul ca să ne dezbine țărișoara noastră, având în acest teritoriu, interes strategic, militar, politic și financiar. Cu durere în suflet, constatăm că Republica Moldova până în prezent este dizbinată, divizată și ocupată. E dureros faptul că din ambele părți a frontului n-au murit acei care au început războiul, dar au murit camarazii noștri, băieți, tineri, cu familii, au rămas copii, fără părinți, mame, soții, văduve. Consider că datoria noastră și a viitorilor generații, ca să facem tot posibilul, ca pe viitor să păstrăm pacea cu orice preț în țara noastră. Dumnezeu să-i ierte pe camarazii noștri și dumneavoastră sănătate și pace. Mulțumesc mult! Pe câmp de luptă la război, printre dușmani și arme, s-au stins pe veci atâți eroi și au plâns atâtea mame. Cuvânt se oferă veteranului din războiul de pe Nistru, domnul Andrei Malașevski. Stimați veterani, stimați prieteni, este foarte greu să alegi cuvinte într-așa zi, când ne aduce aminte de acele clipe foarte complicate pentru țara noastră, atunci când noi am mers la datorie. Se spune că suntem o țară independentă și liberă, suntem independenți, dar nu suntem liberi. Nu suntem liberi pentru că pericolul care era în anul 1992, el persistă și astăzi. De aceea, prin mesajul nostru de astăzi, a celor care am fost la datorie, vrem să transmitem celor care sunt azi că am fost într-o luptă inegală, dar am demonstrat că ne iubim neamul, ne iubim țara, vrem să fim liberi, vrem să fim o țară civilizată. De aceea, trebuie să educăm generația de astăzi ca să cele lucruri pozitive care le-am avut noi să transmitem lor. Din an în an, la această adunare de comemorare sunt mai puțin și mai puțin. S-au spus motivul. De aceea aș vrea să adaug la ceea ce au spus colegii mei, să vă păstrați sănătatea, să fiți sănătoși și mulți ani înainte. Dar profitând de ocazie, mă adresez președintele organizației, domnul Cervinski. De a crea o comisie pentru a primi acelea cereri de contestări a prietenilor noștri, veterani, care li s-au refuzat ca să le perfecteze documentele. Să fie selectate și cei care merită, eu vă rog, domnul Cervinski, că sunt foarte mulți veterani care li s-au refuzat. În rest, vă doresc sănătate și un an bun. S-au dus și nu se mai întorc de acolo din lumea dreaptă. Sunt tineri fără de noroc ce au fost răpuși de soartă. Cuvânt se oferă
invalid de război, veteran de război, în grupa de cercetaj Compania Carabinieri numărul 1, domnul Mihai Nichiforeac. Am dorit ca și în ziua aceasta să mă văd cu singuri. Mulți mă cunosc, pe mulți îi cunosc, ne-am schimbat, dar 27 de ani au trecut de când a fost războiul de la Nistru. Stimați prieteni, camarazi, veterani, știți cât a fost de greu în timpurile celea, când în mart, când ne-au luat, când ne-au dus, primii care am fost pe câmpul de lupte, la Coșința, am fost săptămâna asta am fost, m-am văzut cu băieții de la Coșința, dar am spus că mă duc la Cantimir să mă văd cu băieții, prietenii care am fost, am luptat cot la cot și am arătat într-adevăr că noi am fost mai viteji ca armata 14, am arătat, dar știți că și la Coșința câte vitejei au fost, câte și la Varnița când s-a început cu tancurile, am arătat că noi am fost mai puternici ca dânșii și n-am dat un pas înapoi, în afară când ne spuneau că să dăm înapoi, ca să vie tancurile, ca să ne păreme, dar noi am stat, am ținut piept pe pământul acesta, ne l-a lăsat strămoșul nostru Ștefan cel Mare și am arătat că noi putem să apărăm pământul nostru, după cum ne-a spus Ștefan, că acest pământ va rămânea a Moldovei, a Basarabiei și întotdeauna mă gândesc la cei care au căzut pe câmpul de luptă, la Firea Lupașcu, un foarte bun prieten, foarte bun erou, care a căzut tot pe câmpul de luptă la Coșnița, au căzut și la Bender, mulți. Stimați prieteni, știți, am mai vorbit cu comandanții din brigăzi și ne-au spus așa: Mihai, ei au avut nevoie de noi când ne-au băgat în Afganistan, au avut nevoie de noi când ne-au băgat la Nistru, la lupte, au nevoie de noi acum când alegerile au fost să-i apărăm pe dânșii, dar după ce au fost alegerile au uitat de noi. Că noi am apărat pământul și cu noi binefacerea noastră, ea sunt în Parlament, sunt la Guvern, dar știți, am fost și la Guvern și am vorbit cu generalul Horopceanu și mi-am spus că ia de ce băieții nu porneți legitimațiile, stimați veterani, camarazi, nu trebuie să ne descurajăm, trebuie să ne încurajăm, pentru că am vorbit și am spus că ia ca de la Cantimir, chiar am vorbit și cu comandantul nostru, cu domnul Livința, colonel, și ne-a spus că trebuie să verifice din nou lista, pentru că, într-adevăr, care s-au făcut în 2018 legitimațiile, colonelul Tălâmbuț a decedat, dar ne-a spus așa că nimeni nu vrea să mai bagă gâtul în jug, pentru că asta în lege este scris, că care va da o legitimație în plus la acela care nu a fost, a să fie judecat și a să întoarcă toate veneturile care le-au fost, le-au primit până amu, a să întoarcă el înapoi. De aceea ar să facă prin două părți, doi a să fie care a să fie pus la Ministerul Apărării, acum s-a schimbat de la Ministerul Apărării, era drept la Petrarilor 1, unde trecem Comisia Medicală, amu s-a schimbat în altă parte, arhiva, și cred că o ne-a spus că din luna lui martie, aprilie, ați înceapă să dea iar din nou legitimații. Stimați camarazi, întotdeauna noi să ne gândim la viitorul nostru, să ne gândim, să spunem la copii, la nepoți,
să le spunem la toți că noi am fost mai viteji ca armata 14, măcar că Rusia conducea cu războiul ăsta de la Nistru, cu armata 14, dar cu noi, noi am condus singur prin comandanții noștri și noi am arătat că noi suntem mai viteji ca toți. Vă mulțumesc pentru atenție. A fost scris în Cartea Vieții ca de război să moară, să sufere pentru popor și pentru a lor țară. Stimați cantemireni, oaspeți, vă invităm să ne îndreptăm spre Monumentul Eroilor pentru a depune flori.